Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Misterele Istoriei, aflăm cine a fost Augusto César Sandino, eroul nicaraguan al oamenilor liberi. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, grupările conservatoare și liberale din Nicaragua, preocupate să lupte pentru putere, au neglijat complet dezvoltarea economică. Între 1893 și 1909, la putere s-au aflat liberalii, care, prin președintele José Santos Zelaya, au introdus reforme economice, au construit drumuri și au acordat mai multă atenție învățământului, notează Constantin Bușe, în volumul De la Bolivar la Cardenas, apărut la Editura Științifică și Enciclopedică București în 1984. Președintele Zelaya a încercat să diminueze influența Statelor Unite, refuzând oferta unui împrumut de 15 milioane de dolari și a anulat concesiunile acordate unor societăți monopoliste care operau în domeniul minier. Washingtonul a răspuns prin presiuni, șantaj și amenințări, iar în octombrie 1909, conservatorii, cu sprijinul direct al Marinei Statelor Unite, au reușit, printr-o revoltă, să forțeze demisia lui Zelaya. Între 1909 și 1911, Nicaragua a avut doi președinți, José Madriz și Juan Estrada, care nu au putut rezista ofensivei conservatorilor și americanilor. La 9 mai 1911, aceștia au impus în fruntea statului un președinte provizoriu, pe Adolfo Diaz, funcționar la o companie minieră americană. Economia țării a trecut sub controlul instituțiilor financiar-bancare ale Statelor Unite. Ulterior, adunarea constituantă a Republicii Nicaragua l-a desemnat președinte pe generalul Luis Mena. Sprijinit de americani, Adolfo Diaz l-a înlăturat pe Mena și a rămas președinte până în 1917. Numeroase personalități au protestat față de această situație. Scriitorul argentinian Manuel Ugarte a adresat o scrisoare deschisă președintelui Woodrow Wilson, în care spunea, citez, "Noi cerem într-un cuvânt ca drapelul cu dungi înstelat să înceteze de a mai fi simbol de opresiune în lumea nouă." Am încheiat citatul. Scriitorul și diplomatul venezuelean Rufino Blanco Fombona, obligat să trăiască la Madrid din cauza persecuțiilor la care erau supuși intelectualii cu vederi liberale de către regimul de dictatură lui Vicente Gomez, scria și el, "Yankeii sunt dușmanii sufletului nostru, civilizației noastre, caracterului nostru, independenței noastre." Alegerile prezidențiale desfășurate în octombrie 1916 sub controlul armatei americane au fost câștigate de generalul Emiliano Camoro pentru mandatul ianuarie 1917-ianuarie 1921. Grupările politice de opoziție, liberali, unioniști și progresiști, au contestat fără succes valabilitatea scrutinului electoral, la care conservatorii obținuseră majoritatea numai într-o provincie din cele 13 ale țării. Dinastia Camoro a continuat cu Diego Manuel Camoro, personaj devotat cu totul Statelor Unite, care preia fotoliul prezidențial în 1921. Pentru ajutorul acordat, americanilor li s-a dat privilegiul de folosire liberă a portului Bluefields, precum și alte avantaje economice, dar și militar-strategice. Presiunea americană a dus la abandonarea convențiilor și acordurilor comerciale încheiate de Nicaragua cu diferite state. Au urmat mișcări insurecționale împotriva regimului. La Ocotal și-a stabilit reședința un guvern provizoriu. Și în câteva luni, aproape întreaga provincie Nueva Segovia era în mâinile insurgenților. Guvernul de la Managua a decretat starea de asediu și, la începutul lui septembrie 1921, cei 5.000 de soldați de care dispunea au restabilit ordinea. Lui Diego Camoro, care a murit în 1923, i-a succedat conservatorul moderat Carlos Solorzano, vicepreședinte fiind Juan Bautista Sacasa, liderul Partidului Liberal.
Noua conducere a inițiat negocieri cu administrația americană, reușind să obțină retragerea trupelor de pușcași marini la 4 august 1925. Pe 26 octombrie 1925, fostul președinte Emiliano Camoro a preluat comanda a bianșghebatei armate nicaraguane și a subordonat guvernul și a fost numit prin decret de către Parlament președinte supleant. Camoro a instituit starea de asediu și, ca urmare, în mai 1926, guvernul american a trimis în portul Bluefields crucișătorul Rochester. Izolat în exterior și hărțuit permanent de insurgenți în interior, Camoro a trebuit să trateze cu liberalii, prin intermediul legației americane și a amiralului Julian Latimer, comandantului Rochester. Preferințele americanilor au mers tot spre Adolfo Diaz, care la începutul lunii noiembrie 1926 a fost ales președinte și imediat recunoscut de Statele Unite și de Marea Britanie. La 1 decembrie 1926, Juan Bautista Sacasa, însoțit de 40 de partizani, a debarcat la Puerto Cabezas, unde s-a proclamat președinte legiuit al Republicii Nicaragua, a format un guvern provizoriu și l-a numit pe generalul Moncada ministru al forțelor armate și al flotei. Guvernul Mexicului și președintele Plutarco Elias Calles, fiind constant împotriva politicii Statelor Unite, a recunoscut imediat și zgomotos guvernul Sacasa. Invocând sprijinul dat de Mexic insurgenților, Adolfo Diaz a solicitat intervenția Statelor Unite, pe care o considera indispensabilă restabilirii păcii. Un detașament de infanterie marină a debarcat la Puerto Cabezas la 23 decembrie 1926. Secretarul Departamentului de Stat al Statelor Unite a motivat că intervenția a fost dictată de singura grijă de a proteja persoanele și bunurile americanilor și străinilor. Argumente asemănătoare a furnizat presei și președintele Calvin Coolidge la 8 ianuarie 1927. Au existat proteste față de noua intervenție militară americană în Nicaragua. Senatorul William E. Borah declara că Diaz nu a fost ales constituțional, iar senatorul Barton Wheeler aprecia că politica lui Kellogg și Coolidge a dus la o intervenție armată în Nicaragua pentru folosul unui președinte marionetă pus acolo de Statele Unite și impus poporului împotriva voinței lui, pentru singurul motiv că, indiferent cât va costa Nicaragua, el este gata să servească pe bancherii newyorkezi, care vreme de 17 ani au exploatat această țară în mod nemilos sub egida Departamentului de Stat. Pentru a pune capăt războiului civil, Sacasa a propus americanilor ca el și Diaz să renunțe la președinție în favoarea unei personalități neutre. Deși nu a agreat această propunere, guvernul american l-a desemnat pe Henry Stimson, fost ministru de război, să încerce realizarea unei înțelegeri între liberali și conservatori. Însă, în același timp, au fost aduși în Nicaragua alți 800 de infanteriști marini și 9 avioane militare. La 3 mai 1927, fără să-l consulte pe Sacasa, generalul Moncada a acceptat un armistițiu și a purtat tratative direct cu Stimson. Acordul încheiat între cei doi prevedea următoarele: menținerea lui Diaz ca președinte, dezarmarea forțelor insurgente, amnistie generală, numirea de guvernatorii liberali în 6 din cele 13 provincii ale țării, organizarea de alegeri prezidențiale în 1928 sub controlul trupelor americane, organizarea unei poliții indigene instruite de ofițeri americani și menținerea temporară a trupelor de infanterie marină în Nicaragua. Au fost predate americanilor 9.000 de puști, 300 de mitraliere și muniția aferentă. Sacasa și membrii guvernului său au preferat exilul în Costa Rica, continuării războiului. Singurul dintre liderii insurgenților care a refuzat să se predea a fost tânărul general Augusto César Sandino. Când Moncada l-a întrebat pe Sandino cine i-a acordat gradul de general,
Acesta i-a răspuns: tovarășii mei de luptă, domnule, titlul meu nu este dat nici de trădători, nici de invadatori. Augusto Cesar Sandino s-a născut la 19 mai 1895 în satul Niquinomo, departamentul Masaya, fiind fiul natural al fermierului Gregorio Sandino și al Margaritei Calderon, femeie de serviciu la familia Sandino. Până la vârsta de 9 ani a fost în grija mamei, după care, fiind recunoscut de tată, a crescut alături de acesta. A muncit în agricultură și a fost transportator de produse agricole în diferite centre urbane. S-a spus că, pentru o insultă la adresa mamei sale, ar fi ucis un om, motiv pentru care în 1921 a plecat din țară. A stat o perioadă în Honduras, apoi a trecut în Guatemala, lucrând ca mecanic la o filială a United Fruit Company. În 1923 a ajuns în Mexic, unde a cunoscut și a trăit atmosfera revoluționară anti-americană ce caracteriza societatea mexicană. A participat la acțiunile sindicatelor mexicane în disputa cu companiile petroliere americane. Aflând care era situația în Nicaragua, cu deosebire despre abuzurile regimului lui Emiliano Camoro, Sandino a părăsit Mexicul la 18 mai 1926, decis fiind să se alăture armatei constituționaliste, organizată și condusă de liberali. Din banii câștigați prin munca în străinătate, a cumpărat primele arme și a organizat la San Albino, un centru minier, nucleul viitoarei sale armate, care s-a angajat în confruntări cu forțele conservatoare. Începutul a fost unul foarte greu, Sandino dispunând de puțini combatanți, neinstruiți și slab înarmați. Grenadele se confecționau din cutii de sardele umplute cu pietre, puștile Springfield erau capturate de la dușman, steagul era prins în vârful unui par necojit, iar în loc de ghete, pentru a putea merge prin munții plini de hățișuri, țăranii își înfășurau picioarele în fâșii de piele. Luptătorii de gherilă cântau: în Nicaragua, domnilor, se leagă șoarecele de pisică. Respingând ordinul lui Moncada de a depune armele, acesta, pentru a-l face să cedeze, i-a oferit conducerea politico-administrativă a provinciei Jinotega și un salariu considerabil. Concomitent însă, Moncada a ordonat lichidarea forțelor sandiniste. La rândul lor, americanii au încercat să îl cumpere, oferindu-i mari sume de bani. Sandino însă a respins aceste oferte. La 1 iulie 1927, la San Albino, Sandino a lansat un manifest apel către poporul din Nicaragua, Centroamerica și Indo-Spania, în care spunea următoarele: eu îl consider pe Moncada nu numai trădător, ci și dezertor. El a trecut la inamic. Nimeni nu l-a autorizat să semneze un tratat secret cu dușmanul în numele armatei constituționaliste, mai ales cu invadatorii țării noastre. Câtă vreme va trăi Sandino, se spunea în manifest, independența Americii Latine va avea un apărător. Niciodată nu voi trăda cauza. Prin aceasta mă numesc fiul lui Simón Bolívar. În fapt, sub conducerea lui Sandino, războiul civil s-a transformat în război național. La începutul toamnei lui 1927, unitățile de luptători de sub comanda generalului Sandino obțineau succese în pădurile din Nueva Segovia, forțele americane și trupele lui Diaz, dovedindu-se neputincioase în a-l scoate din regiunea septentrională pe care o ocupa. Armata Suveranității Naționale, care lupta sub deviza Patrie și Libertate, era constituită din țărani și muncitori, indieni și metiși, cuprinzând 3.000 de luptători permanenți și 8.000 de cavaleriști și având sub control o zonă de circa 32.000 de kilometri pătrați. Împotriva lui Sandino erau angajate forțele militare ale regimului Diaz și 12.000 de soldați americani. Între 16 ianuarie și 20 februarie 1928 s-a desfășurat la Havana cea de-a 6-a conferință panamericană, la care situația din Nicaragua a preocupat delegațiile latinoamericane.
Generalul Sandino a adresat participanților un memorandum în care justifica războiul fără rezerve pe care îl purta împotriva ocupației americane, condamna trădătorii care au abandonat cauza libertății și care au violat principiile cele mai elementare ale dreptului internațional, favorizând intervenția străină în propria lor țară. În ianuarie 1928, alți 1000 de pușcași marini au debarcat în Nicaragua. Generalul John Archer Lejeune, noul șef al trupelor americane, a declarat că dacă Sandino persistă în refuzul de a ceda, îl va extermina înainte de alegerile prezidențiale din toamnă, iar experții militari de la Washington au întocmit un plan decisiv de atac, comportând folosirea a 5.000 de pușcași marini, 20 de avioane, 300 de mitraliere și 10 milioane de cartușe. Spre mijlocul lui martie 1928, Augusto César Sandino a adresat un mesaj Senatului Statelor Unite prin care cerea retragerea forțelor de ocupație. Concomitent, Sandino s-a adresat comandantului forțelor navale americane din apele teritoriale ale Nicaraguei, contraamiralul Sellers, propunând să se încredințeze controlul alegerilor prezidențiale reprezentanților Americii Latine, în locul pușcașilor americani. Drept răspuns, la 19 martie, ministrul Marinei Statelor Unite a anunțat trimiterea în Nicaragua a încă 2000 de soldați. Iar la 23 martie, Senatul a respins propunerea senatorului Hep Flynn de retragerea trupelor din Nicaragua. Misiunea de a supraveghea și controla modul de desfășurare a alegerilor a revenit generalului John McCloy, ajutat de 350 de inspectori americani. La sfârșitul lui martie 1928, forțele sandiniste controlau a treia parte din teritoriul țării. În urma altor lupte, trupele lui Sandino au extins teritoriul eliberat în zona septentrională a departamentului prin Zapolca. Guvernul președintelui Coolidge a dispus percheziționarea tuturor vaselor care se îndreptau spre porturile Americii Centrale pentru a împiedica orice îmbarcare de arme și muniții cu destinația Sandino, 4 crucișătoare fiind trimise în rada lui Puerto Cabezas, în timp ce raidurile de bombardament și de mitraliere asupra insurgenților au fost intensificate. În octombrie 1928, la alegerile prezidențiale, învingător a ieșit generalul José María Moncada, căruia în ianuarie 1929, Sandino i-a propus să împartă țara în două, Republica Nicaragua și Republica Nueva Segovia, propunere care a fost respinsă. Guvernul de la Managua a decretat starea de asediu și, în cooperare cu militarii americani, a dezlănțuit ample operațiuni de curățire a zonelor eliberate și controlate de sandiniști. Detașamentele Armatei Suveranității Naționale au fost nevoite să bată în retragere, o bună parte dintre ele trecând în Honduras. Deși slăbită, mișcarea de eliberare condusă de Sandino nu a putut fi lichidată. Generalul a lansat la 20 martie 1929, la El Chipote, cartierul său general din munții Las Segovias, planul realizării visului suprem al lui Bolivar, care era adresat guvernelor latinoamericane. Autorul planului preconiza ca reprezentanții republicilor latinoamericane, reunite în conferință, să declare abolită doctrina Monroe. Propunea realizarea unei carte a justiției latinoamericane pentru rezolvarea tuturor diferendelor și neînțelegerilor care afectau statele Americii Latine și avansa ideea constituirii unei armate comune pentru apărarea naționalității latinoamericane. La 12 iulie 1929, când forțele sale combatante se aflau în defensivă, Sandino a sosit în Mexic, unde a rămas vreme de un an, încercând și de aici să obțină sprijin din partea republicilor surori, însă nu a reușit. Luptele dintre sandiniști și pușcașii marini, desfășurate în lipsa lui Sandino, au fost reluate cu mai multă vigoare după revenirea sa în țară. În primăvara anului 1931 au avut loc puternice confruntări cu americanii,
soldate cu pierderi de ambele părți. Situația soldaților și civililor americani dispersați în mici grupuri într-o țară în plină insurecție dădea loc la serioase neliniști, aprecia ambasadorul Franței la Washington, Paul Claudel. La 17 aprilie, secretarul Departamentului de Stat al Statelor Unite, Harry Stimson, a ordonat ministrului său la Managua și consulului american la Bluefields să notifice cetățenilor americani din Nicaragua, care nu se simțeau în siguranță și suficient protejați, că ar face mai bine să părăsească țara sau cel puțin să se refugieze în porturile de unde ar putea eventual fi evacuați. Cei care rămâneau o făceau pe propriul risc. Președintele Hoover a decis ca, începând din vara lui 1931, o parte a soldaților americani să fie retrași din Managua. În iunie 1932, amiralul Woodward, comandantul trupelor de ocupație, a sosit la Managua pentru a superviza desfășurarea alegerilor prezidențiale. Acestea au dat câștig de cauză liderului liberal Juan Bautista Sacasa. În ianuarie 1933, acesta și-a luat în primire mandatul și tot atunci a avut loc retragerea ultimilor soldați americani din Nicaragua. Liniștea nu s-a instaurat în țară, motiv pentru care Congresul Național sau Parlamentul a votat prelungirea stării de asediu, în vreme ce forțele sandiniste, care controlau nordul țării, așteptau ca noul regim să satisfacă revendicările cu caracter social. Între guvernul Sacasa și Sandino au avut loc negocieri în urma cărora generalul Sandino s-a decis să părăsească înălțimile Segoviei și să vină la Managua pentru a depune armele. Președintele Sacasa a propus inițierea de negocieri cu Sandino pentru înfăptuirea unei reforme constituționale și pentru încheierea unui plan de acord patriotic. Emisarul lui Sacasa la Sandino a revenit la sfârșitul lui ianuarie 1933 la Managua cu propunerile generalului. Totodată au avut loc negocieri între sandiniști și Garda Națională, comandată de generalul Anastasio Somoza, în vederea încheierii unui armistițiu final. La 2 februarie 1933, Sandino a mers la Managua, unde a fost primit cu onoruri și a fost oaspetele președintelui Sacasa. Sandino a declarat ziariștilor că aducea o pace onorabilă pentru toți și că nu mai avea motive să se bată, întrucât țara își recăpătase independența după plecarea soldaților americani. Ministrul Franței în Guatemala relata că locuitorii capitalei socoteau pe generalul Augusto César Sandino cu deplin temei binefăcător al patriei. Guvernul președintelui Juan Bautista Sacasa a condus cu jumătății de măsură, cu timiditate, încercând să se mențină la egală distanță atât față de conservatori, cât și față de Sandino. Acțiunile represive la care recurgea Garda Națională și asasinarea unui număr însemnat de sandiniști l-au determinat pe Sandino să revină la Managua pentru a protesta pe lângă președinte, cerând sancțiuni și obținerea confirmării pactului de pace pe care îl încălca Garda Națională. El avertiza că perpetuarea acestor ilegalități îl vor obliga să nu mai garanteze atitudinea pașnică a oamenilor săi. Sacasa a înțeles adevărul spuselor lui Sandino și a organizat o întâlnire între acesta și Somoza, soldată cu o nouă conciliere, valabilă până la 2 februarie 1934, după care guvernul urma să-și asume de drept și de fapt controlul, fără restricții, asupra teritoriului ocupat de Sandino și de oamenii săi. Revenit în țara lui, Sandino a făcut declarații de loialism de plin față de guvernul Sacasa și a promis să se dedice organizării de cooperative agricole pentru a scoate Nicaragua din situația economică precară. Influențat de gândirea lui Sandino, președintele Sacasa a propus în cadrul Congresului Național, la 15 decembrie 1933, liniile esențiale ale unui program de dezvoltare economică și socială, având drept obiective atenuarea sărăciei, creșterea veniturilor statului,
reducerea șomajului urban și rural, naționalizarea căilor ferate, dezvoltarea producției de grâu, punerea în aplicare a unui cod al muncii pentru a da un statut și o protecție muncitorilor și țăranilor și sprijinirea învățământului prin deschiderea imediată a 86 de școli primare. Multe din aceste obiective au rămas pe hârtie, nerealizate, principala cauză fiind dispariția generalului oamenilor liberi. Omul americanilor, Anastasio Somoza, a pregătit asasinarea lui Sandino și a principalilor săi colaboratori, prilej oferit de vizita acestora la Managua, la invitația lui Sacasa, pe 21 februarie 1934. Detașamente ale Gărzii Naționale din ordinul lui Somoza și în urma primirii unor instrucțiuni foarte precise, i-au arestat pe generalul Augusto César Sandino și pe membrii delegației sale, i-au transportat în afara capitalei și i-au împușcat. În preziua asasinatului, Anastasio Somoza avusese întrevederi cu ministrul Statelor Unite în Nicaragua, Arthur Bliss Lane, la domiciliul acestuia din urmă, ceea ce a alimentat suspiciunile că crima a fost ordonată de Guvernul Statelor Unite. Ulterior, Somoza a mărturisit că asasinarea lui Sandino avusese loc la cererea ambasadorului nord-american. Președintele Sacasa a declarat presei că deplânge și dezaprobă acest asasinat. L-a pus pe seama Gărzii Naționale, a promis că va afla adevărul și că va pedepsi pe criminali. A introdus starea de asediu, dar toate aceste afirmații și promisiuni s-au dovedit deșarte, nefiind confirmate de fapte. În schimb, Anastasio Somoza a declanșat o cruntă represiune împotriva sandiniștilor. La începutul verii anului 1936, în urma unei lovituri de stat militare, guvernul Sacasa a fost răsturnat și s-a instaurat o dictatură feroce care a durat câteva decenii. Epopeea sandinistă a generat un val de simpatie în lumea latinoamericană, în Europa și chiar în Statele Unite. În același timp, intervenția militară și ocupația americană au provocat comentarii unanim ostile în presa din Argentina, Chile și Brazilia. În armata lui Sandino au luptat voluntarii din Mexic și Honduras, din Guatemala și Venezuela, Costa Rica și Columbia, Republica Dominicană și El Salvador. Eroul național nicaraguan, generalul Augusto César Sandino, a devenit erou al Americii, legendara sa epopee scriind o emoționantă pagină în istoria lumii latinoamericane. Prieteni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!